Bine v-am găsit la un nou clip în care discutăm despre muzica trap din România. Sper că vă place noul fundal. Acum, dacă vă întrebați ce e cu astea în spatele meu, nu știu să vă răspund. Și o să zic de la început, în mod evident, este un top strict personal și chit că acest top o să stârnească multe controverse, sunt strict alegerile mele, strict gusturile mele în materie de muzică, strict artiștii care îmi plac mie cel mai mult de pe această zonă din România. Acesta este topul meu și evident că vă invit să vă lăsați și voi topul în secțiunea de comentarii. Nu contează că toți ceilalți din topul vostru sunt alții față de topul meu, abia aștept să-l văd și pe al vostru. Iar dacă de asemenea ați vrea să vedeți și un tier list în care discutăm despre toți, dar absolut toți trapperii de la noi, nu uitați să vă abonați și să lăsați și un like la acest clip ca să urmeze din ce în ce mai multe. Până atunci însă, hai să intrăm în topul nostru. E bine, pe locul 7 m-am gândit să-l pun pe 7. Însă 7 n-avea cum să nu fie într-un top. 7 este cel care a adus un nou gen de trap la noi. Și știți foarte bine aici că mă refer la acest electro-trap pe care îl face cam de când a apărut. Și deși poate mulți alții au încercat să-i reproducă stilul de-a lungul timpului, tot el mi se pare cel care rămâne cel mai proeminent pe această zonă. Killa a încercat de asemenea ceva asemănător în ultimul timp și tocmai de asta avem și colaborarea Sfert între 7 și Killa. Însă 7 mi se pare în continuare stăpân pe zona asta de electro-trap și încearcă din ce în ce mai multe. Vedem asta prin ultimele sale piese și cam tot ce scoate pe mine cel puțin mă surprinde și abia aștept să vedem din ce în ce mai multe proiecte și abordări noi muzicale de la el. E nevoie de mine ca într-un pix. E nevoie de mine ca să fie. Pe 6 este Asteca. Da, poate că unii nici măcar nu-l aveți în top, poate că unii l-aveți pe locul 1, nu știu. Însă Asteca pentru mine este un artist care în continuare îmi place foarte mult, deși nu mai scoate doar piese extrem de bune. Deși unele dintre piesele lui sună la fel, în continuare are piese senzaționale pe cum, nu știu, Puffy No Zutis Freestyle sau Expensive Taste. Aici referindu-mă evident la ce a scos recent. Și evident că nu pot să uit ce a însemnat Asteca în perioada Occult Record, ci ce au însemnat cei doi în acea perioadă, faptul că au fost unii dintre puțini oameni care au adus trap-ul la noi. Sau nu neapărat care l-au adus, dar care au făcut acest gen să se miște mult, mult mai în față, să se ducă mult mai departe. Ei practic au împins extrem de mult trap-ul la noi și în continuare mi se pare că Asteca rămâne un pilon în această industrie. Nu mă opresc să mai sparg, n-am lansat-o bine ca am alta de lansat. Pe locul 5, Nane. Da. Probabil mulți dintre voi ați închis clipul acum, dar din punctul meu de vedere, mare parte din hate-ul care a venit către Nane în ultimul timp este nemeritat. Da, nu mă înțeles greșit, nu tot ce a scos a fost bun, au fost materiale care mie cel puțin mi-au plăcut absolut deloc, precum LV Pattern, dar nu putem să nu luăm în considerare piese absolut geniale încă de la albumul Nane Alien încoace. Sau piese senzaționale de la BMW încoace, unde cam de atunci a făcut tranziția la trap. Și mi se pare ciudat cum mulți care ascultau Nane în continuu au ajuns acum să-l hăituiască doar din anumite puncte de vedere care nu sunt neapărat adevărate sau pentru că îl apreciază mai mult pe altul și așa mai departe. Iar dacă vă plac doi artiști la nebunie, iar acei doi artiști sunt certați sau sunt în beef, asta nu înseamnă că nu puteți să-i ascultați pe amândoi, asta nu înseamnă că nu poate să vă placă amândoi la fel de tare. Și tocmai de asta Nane pentru mine se află în acest top. If it ain't love, then why you tripping, baby? You keep rapping around my mind, you're doing distance, lady. Pe locul 4 se află Marco și Bacovia. Da, Marco Glass și Bacovia sunt niște artiști care de multe ori sunt apropiați și de rap, cum este și Nane, de exemplu, însă n-am cum să nu-i menționez. N-am cum să nu menționez poveștile pe care le spune Bacovia pe piese, mesajele pe care le transmite Bacovia, introduse poate într-un sound de trap. Asta și dicționarul englezo-francez numit Marco Glass. Și deși da, poate și mie mi se pare că, nu știu, în ultimul an Marco s-a dus puțin mai în față și a încercat mult mai multe chestii față de Bacovia, în continuare pentru mine ei doi reprezintă cam un duo și apreciez faptul că niciodată ei între ei nu s-au certat, faptul că niciodată, sau din câte știu eu, niciodată nu prea au intrat sau au căutat vreun beef și faptul că sunt doi oameni care mereu s-au menținut pe treaba lor, care mereu și-au văzut de treaba lor, au continuat să scoată muzică din ce în ce mai bună și la fel doi oameni care au un sound trap foarte, foarte diferit. Și din nou apreciez foarte mult că în ultimii 2 ani, să zic așa, ambii încearcă să emuleze pe cât mai multe stiluri muzicale. Și aici putem să aducem în discuție mult mai mulți trapperi slash rappers slash artiști de la noi care deviază destul de tare de la stilul trap pe care îl făceau odată și acum încearcă din ce în ce mai multe chestii. Și asta pentru mine este o evoluție. Cred că așa trebuie să procedeze în muzică. Cred că ăsta este drumul pe care trebuie să-l urmeze un artist, mereu să caute o evoluție, mereu să caute din ce în ce mai multe abordări, din ce în ce mai multe
stiluri de a aborda genul de muzică pe care îl face. Să iasă din zona de confort, de ce nu, să încerce și unele colaborări care sunt outside of his zone. Iar dacă acele piese sunt reușite, evident că noi ascultătorii putem să apreciem doar și mai mult artistul respectiv. Iar Marco și Bacovia rămân în continuare doi titani în acest gen muzical. Și nu numai. Aproape de stele, spune-mi Obi-Wan Kenobi, am ajuns atât de sus, soarele îmi arde ochii. Pe locul 3, da, sunt conștient că sunt cei doi artiști pe care voi îi aveți pe primele două locuri, dar pentru mine Ian și Oscar sunt pe 3. Asta nu neapărat pentru că sunt mai slabi față de cei de pe primele două locuri, nu se pune problema. Și ce aș putea să le reproșez lui Ian și Oscar? Numai hituri de câțiva ani încoace, numai piese absolut senzaționale, numai albume legendare precum Slayer, precum Apă, precum Ștefan 3, precum Voodoo. Și îmi place că și ei par, cel puțin în ultimul timp, că sunt un fel de duo. Adică eu cel puțin aș vrea să văd din ce în ce mai multe piese de ale lor, de ce nu, poate o să primim chiar și un material al celor doi. Cred că asta cu siguranță ne-ar bucura pe toți și pur și simplu n-ai ce să le reproșezi acestor artiști. Poate să le reproșezi faptul că pe unele piese, să zic așa, nu diferă mesajul, în același timp acele piese sună foarte bine. Deci cumva sunt două lucruri care se bat cap în cap. Însă Oscar este un artist care în continuare este extrem de tânăr, are destul timp să evolueze și Ian la fel și evident că timpul ne va demonstra și adevărul. Eu n-am niciun dubiu că cei doi o să evolueze al naibii de tare. În același timp mi se pare pur și simplu wow toată aprecierea care vine, nu știu, mai ales spre Ian, de exemplu. Mi se pare destul de surprinzător că și la noi, în muzică, poate să existe un fanbase atât de mare. Da, cum că acel fanbase poate să fie toxic în unele momente, asta este altceva. Dar este destul de interesant faptul că poate să fie atât de multă lume adunată pentru a susține un artist. Pentru că mulți n-ar crede asta, mulți n-ar crede că în muzica de la noi poate să existe atât de multă dragoste înspre un gen muzical precum trap-ul / rap-ul. Dar aparent, uite că există. La școala Anchiulit m-am dus să fac mare cioată, mai vine câteva plicuri și facem bani de tutuială, acum de când sunt în trap. Și ajungem și la locul 2, unde este nimeni altul decât Solomon. Acum poate înțelegi de ce bandana orange este lângă mine. Solomon este un artist pe care n-am cum să nu-l menționez în orice top legat de muzică. Bine, acum dacă fac un top de trapper slab, evident că Solomon n-o să fie acolo. Dar eu pur și simplu îl ador și cred că ar trebui să primească mult mai multe laude. Și evident n-am cum să-l menționez pe Solomon fără să-l menționez pe Credit. Amândoi fac o treabă excepțională, amândoi au propriul lor sound, nu se aseamănă cu nimeni de la noi. Iar pentru cei care încă nu i-ați ascultat, dați-le o șansă și să vă asigur că după două piese o să vă îndrăgostiți de ei. Sunt atât de tari, sunt atât de buni pe treaba asta și în continuare nu ratează cu absolut nicio piesă. Iar în momentul în care Solomon o să primească exposure-ul necesar, cred că o să bubuie la un alt nivel. Amii nu-i vezi, nu știi cum îi cheamă fețele blur, junglă. Înseamnă că sunt regele junglei, n-am făcut tra... Iar pe primul loc, probabil că v-ați dat seama deja cine este, evident, Killaphonic. Și deși, da, poate nu este neapărat fair să-l clasez pe Killa doar ca un trapper, pentru că din punctul meu de vedere Killa este în primul rând un artist complet, adică în niciun caz nu putem să ne referim la Killaphonic ca doar la un trapper, dar este pe primul loc, pentru că majoritatea albumelor sale sunt trap. Și de asemenea, din punctul meu de vedere, Killa încă nu are un material care să nu fie fucking amazing, care să nu fie excepțional, care să nu aducă un nou sound în acest gen muzical și nu numai, evident, pentru că fiecare album al lui Killa transmite alte mesaje, sună cu totul diferit și este complet, complet altceva. Adică cu fiecare material al său și cu fiecare piesă, Killa duce poate de unul singur acest stil muzical mai în față și atinge noi bariere și atinge noi stiluri, ca să zic așa. Și cu toate acestea, ca și Solomon, Killa este la rândul său un artist destul de underrated. Adică da, este ascultat de lume, dar de multe ori nu este înțeles. Și poate că ăsta este și farmacul său, să nu fie atât de înțeles. În continuare mi se pare un artist care nu trebuia să se nască în această țară. Și da, cum mulți sunt de aceeași părere, ar fi bubuit altfel în afară, dar nu putem afla asta niciodată. Putem doar să-l apreciem acum, să apreciem faptul că rupe cu fiecare piesă și nu există album pe care să n-aibă cel puțin o piesă sau două absolut iconice, absolut memorabile, absolut hituri. Și aici sunt sigur că mulți dintre voi sunteți de aceeași părere. Killa este poate singurul artist complet din acest top. Și evident că suntem cu toții curioși să vedem în ce alte zone o să se mai ducă pe viitor. Și ajungând și la final cu acest top, evident că pot să vă zic doar ascultați
ce muzică vă place, ascultați cât mai multă muzică. Și aici nu vorbesc doar de trap, vorbesc de orice, pentru că cel mai important lucru este să ascultați muzica care vă place, să lăsați la o parte orice alt beef sau orice ceartă între artiști, pentru că nu asta este important. Și din nou, sunt entuziasmat să văd și topul vostru în comentarii, să ducem discuția mai departe acolo. Până atunci însă, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.